Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședință ordinară pentru a supune spre aprobare 4 proiecte de hotărâri. Astfel, prima hotărâre expusă pe ordinea de zi a vizat acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013. Al doilea punct supus spre aprobare a venit în completarea primului punct și care s-a referit la utilizarea excedentului bugetului local în valoare de puțin peste 21 de milioane ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Promovarea temporară a Adelinei Pavel pentru exercitarea funcției publice de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a fost cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi. A fost nevoie ca pentru aprobarea acestei hotărâri ca fiecare consilier să voteze în secret. 27 de consilieri au votat pentru, 1 împotrivă, în timp ce un vot a fost declarat nul. S-a anulat un buletin de vot, s-a rupt, fiind înlocuit întrucât unul dintre consilieri județeni a votat la vedere, i s-a dat alt buletin de vot și a votat secret. Au votat în urmă de 28 de consilieri, din totalul de 28 de consilieri județeni prezenți și președinte, 29 și președintele Consiliului. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale, de care am încheiat prezentul proces verbal. Toate cele 4 proiecte de hotărâri înscrise în ordinea de zi au trecut de voturile consilierilor, chiar dacă unii dintre aceștia s-au abținut sau au votat împotrivă.